Ministerul Apărării Naționale pune la dispoziția cetățenilor interesați 2187 de locuri de rezervist voluntar, distribuite în toată țara pentru toate categoriile de personal, de la ofițeri, maiștri, militari, subofițeri, gradați și soldați. Cetățeanul își poate continua cariera în civil la locul de muncă dacă este angajat în altă instituție până în momentul în care va fi chemat la arme. Așadar, a mai rămas o singură zi în care cei interesați se pot înscrie. La această dată sunt disponibile 2187 de locuri dispuse în 38 de județe din țară, precum și în București. Locurile sunt disponibile pentru cetățenii care au pregătire militară și au fost trecuți în rezervă cu gradul de ofițer, maestru unitar, subofițer sau soldat gradat profesionist și de asemenea pot aplica pentru aceste posturi și cetățenii fără pregătire militară. Cetățenii care nu au pregătire militară vor desfășura o perioadă de instruire de 3 săptămâni cu accent pe partea practică aplicativă a atribuțiilor, funcțiilor pe care vor fi încadrați în unitatea unde postul este disponibil. Înainte de a semna contractul de muncă, cetățenii vor participa la un concurs cu durata de 3 săptămâni, însă doar după ce vor trece de probele fizice și psihologice. Toate informațiile despre această campanie de recrutare a rezerviștilor voluntari pot fi obținute de la Centrul Militar Județean Telorman, situat pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 45. De asemenea, cetățenii interesați pot consulta pagina de Facebook Centrul Militar Județean Telorman. Tot mâine, 25 august, este și ultima zi de înscrieri pentru admiterea la Academia Tehnică Militară. Este vorba de sesiunea a doua de recrutare, fiind disponibile 37 de locuri în cadrul instituției.